Țin minte, m-a luat Nichita odată la un festival undeva pe la Sighetul Marmației. Erau mulți, mulți poeți și scriitori, erau vreo 200, cred. Și acolo, la Eud, ne-am întâlnit cu un cantor de biserică, domnule, care avea o voce incredibilă. Era un munte de om, avea 1,98 m, 1,20 m în umeri. Spărgea geamuri cu vocea când cânta. Omul ăla, probabil, dacă ar fi avut educație muzicală făcută la modul serios, bătea orice mare solist din lume. A mers direct la Nichita și a spus: domnule poet, cândva domnul Eminescu a spus de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa. Domnule poet, dumneata ca poet acestei nații ce te afli, cum spui dumneata azi? Domnule, și pe loc Nichita a spus: de la Tisa până la Nistru am trăit un veac sinistru. 30 iulie 1977. Strict secret. Notă. Locuiesc pe aceeași scară și la același etaj cu tovarășul Nichita Stănescu, de aproape un an de zile. Ne salutăm, dar nu vorbim de regulă. De multe ori, când treci pe lângă ușă, se aud voci de bărbați, femei, se recită poezii, se râde. În mod concret, nu cunosc cine sunt persoanele care îl vizitează, cu excepția unui pictor bărbos care lucra într-un atelier pe Calea Victoriei, demolat după seism. Bărbulescu. Acum 2-3 zile, după amieze, primesc un telefon de la un necunoscut care era îngrijorat că aș fi bolnav, care era fericit că m-aș fi însănătoșit, mă rog. Și îmi spune un lucru care m-a lăsat așa, nemaipomenit de bucuros. Mai să zice: bă, poete, zice, nu mor cai când vor câinii. Și atunci m-am gândit, știi că are dreptate, am spus eu, să știi că omul ăsta are dreptate. Păi sigur, păi n-a fost pe țara asta atâta ninsoare și mulți credeau că o să înghețe, că o să înghețe țara. Ce a înghețat țara? N-a înghețat. N-a fost pe top pe țara asta și s-a crezut că ea o să se înnece? Nu s-a înnecat. N-a fost cu tremur mare pe țara asta și s-a crezut că iau să rupă, să o să frângă? Nu s-a frânt. Păi nu mor caii când vor câini. Și de altfel, Mihai Viteazu a intrat la Alba Iulia de ancălare pe un cal, iar nu de ancălare pe un câine. Ministerul de Interne, Direcția 1, 5 octombrie 1977. Strict secret. În afară de cei ce este la CNSAS, noi trebuie să facem o legătură anterioară. Întrucât în familia lui Nichita Stănescu au fost doi generali, unul care a fost chiar conducătorul școlii de securitate de la Sibiu, frate cu tatăl lui Nichita. Deci securitatea era acolo, la ei acasă, deși tatăl lui Nichita n-a avut o viață ușoară. Plan de măsuri privind introducerea mijloacelor speciale TO la domiciliul lui Ploieșteanu. Din urmărirea activității desfășurată de Paul Goma, rezultă că în mod frecvent vizitează pe Ploieșteanu, la domiciliul său din strada Piața Amzei, numărul 79, scara B, etaj 4, apartament 16, sector 1. Pentru a cunoaște de fiecare dată scopul acestor vizite, discuțiile ce le poartă, persoanele cu care intră în contact, se impune instalarea mijloacelor speciale tip AMC, în cele două camere ce compun apartamentul susnumitului.
Nichita știa ce înseamnă securitate. Mai mult, el a fost inițiat de bunicul său, rusul Nikita Vasilievich Cereciuchin, ce înseamnă ofițerii de securitate, ofițerii de KGB, NKVD, cum erau pe atunci. Deci Nikita știa foarte bine ce este securitatea. Au fost întreprinse măsuri de studiere la fața locului a situației operative, rezultând următoarele. Ploieșteanul locuiește singur. Aproape zilnic este vizitat de numita Volbea Loreta, în vârstă de 22 de ani, absolventă de liceu, angajată de el ca secretară. De asemenea, cel în cauză este vizitat destul de des de sora sa, Stănescu Mariana, profesoară la Școala Generală numărul 177 din Dămăroaia, care îi face uneori menajul. Ambele persoane posedă chei de la apartament. Noi românii, în afară de țipuritură, care se începe cu un chiot și se sfârșește cu o beșteleală, care e foarte frumos că e așa, la modul poeziei noastre culte, avem catrenul, până acum. Deci cel mai frumos catren, dacă ar fi să-l scriu eu, ar fi următorul. M-aș gândi, măi, cine e cel mai mare din profesie? Mihai Eminescu, poetul nostru drag. Cine ne-a dat primul imaginea luptătorului nostru la războiul de independență, de încălare pe un cal, aburit, uitându-se așa într-o ceață, semănând într-o câtva și a sergent român și a ciobanul Mioriței? Nicolae Grigorescu. Cine ne-a încântat nouă sufletul, cel mai ales scrind rapsodia română? Enescu. Și cine ne-a făcut nouă coloana fără de sfârșit? Brâncuș. Deci, cel mai frumos catren de a fi în stare să-l scriu vreodată, ar avea 4 versuri. 1, 2, 3, 4. Eminescu, Grigorescu, Enescu, Brâncuș. Pentru introducerea mijloacelor speciale TO la domiciliul lui Ploieșteanu, se vor lua următoarele măsuri. În ziua executării lucrării vor fi dislocate de la domiciliu sau asigurate la locul de muncă toate persoanele de pe etaj. Astfel, Ploieșteanu va fi invitat la Ploiești, împreună cu mai mulți scriitori și poeți, pentru a participa la o acțiune cultural-artistică organizată de Comitetul Județean Prahova pentru Cultură și Educație Socialistă. Răspunde Maior Achim Victor. Volbea Loreta va fi invitată la organul de miliție pentru clarificarea situației ei. Locuiește în București de 2 ani, fără serviciu și fără niciun alt sprijin material. I se va lua o declarație scrisă cu privire la aceste probleme. Vom solicita sprijinul locotenentului major Dragomir din cadrul IMB Securitate, care are în responsabilitate Școala Generală numărul 177, ca numita Stănescu Mariana, sora celui în cauză, să fie angrenată cu sarcini pe toată perioada lucrării. Venea cu plăcere, găsea tot, adică găsea o liniște, plus că iubea toată lumea în cartier, că eu veneam de la școală și mă anunțau de la colț, a venit domnul Nichita, că se ducea și făcea cumpărături, avea și o plăcere să vină cu cumpărături. S-a simțit foarte bine, dar așa a fost să fie, nu s-a putut altfel. Dar el nu se proteja, adică el venea aici, s-a adăpat și pleca și după aia venea din nou obosit, chiar dacă se odihnea o zi, două, trei. Avea un farmec și la mine obținea orice. Cât eram eu de încăpățânată și aveam, dar tot reușea. Dacă intra ceva lui în cap și vroia, obținea totul. A fost, din păcate, un om folosit. Și o spun cu mare, mare regret. Toată lumea a tras de el, de gloria lui, de tot ce însemna el. Primise acel premiu fantastic de la Struga și aș fi vrut să-l însoțesc. N-am putut, n-aveam pașaport, n-aveam. În schimb, l-au însoțit câțiva prieteni și mi-au povestit acel moment fantastic după întâlnirile cu toți prietenii lui, mari scriitori din Serbia, care îl iubeau și avea acel volum, Belgradul, în cinci prieteni, au petrecut nopți și nopți și nopți. Mi-au povestit când a intrat la Uniunea Scriitorilor și când a strigat trăiască Uniunea Sovietică. Toți ei au înghețat totuși. Sârbii erau
puternici și călătoreau în lume, s-au înghețat. A mai strigat odată: trăiască Uniunea Sovietică! Ăștia au început să vocifereze și a treia oară a tunat și mai tare: trăiască Uniunea Sovietică, care pe noi ne deretică! Problema scoaterii din imobil a lui Ghica Vasile, funcționar în Ministerul Afacerilor Externe și a soției acestuia, apartamentul 15, va fi rezolvată de tovarășul colonel Năstase Gheorghe. Scoaterea și asigurarea pe timpul acțiunii a familiei Minciună, apartamentul 14, se va realiza cu sprijinul tovarășului locotenent colonel Notopol din cadrul direcției a doua, care îl are în atenție pe Minciună Valentin, salariat la Institutul Pasteur. Noi suntem cei văzuți din toate părțile deodată, ca și cum am locuit de-a dreptul într-un ochi. Sau un câmp pe care în loc de iarbă cresc priviri. Și noi cu noi înșine deodată duri aproape metalici, cosim firele, astfel ca ele să fie a idoma tuturor lucrurilor, în mijlocul cărora trăim și pe care inima noastră le-a născut. Dacă la siguranța veche generală era urmărit numai cazul individului legat de ideea de stat și de trădare, din coace era urmărită și personalitatea în sine. Și m-am întrebat de ce la Nichita era atâta nevoie să se afle. Era și curiozitatea securistului, că m-a interesat și psihologia celui care l-a verificat. Adică cine este acel individ care i-a adresat informația. Într-un raport din 28.11.1974, preluat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se precizează că poetul Nichita Stănescu fusese luat în lucru de organul de represiune din România acelui timp printr-un dosar de urmărire informativă denumit Socrate. Erau incriminate manifestările și nemulțumirile lui Nichita Stănescu privind politica partidului în domeniul literaturii. Suspiciunea vigilentului organ față de Nichita Stănescu fusese stârnită de preocuparea acestuia de a intra în relații cu diferiți cetățeni străini, poeți, editori, traducători, pentru a-i facilita apariția unor volume de versuri peste hotare. Corespondența lui Nichita Stănescu era supravegheată, ca și telefonul iubitei sale de la domiciliul acesteia, poetul neavând casă. În 1976, securitatea îi închide lui Nichita Stănescu dosarul Socrate, dar îi redeschide altul în anul următor, sub numele Ploieștean. Pe Nichita nu l-a interesat nimic aspect de jur împrejur. El se comporta ca și cum, nu că era aerian, ci ca și cum nu există societatea de jur împrejur. Exista numai el. Exista o axiomă. Și dacă în limba greacă axiomă înseamnă demnitate, pe el l-a interesat demnitatea lui de poet. M-am întâlnit brusc cu un prieten al meu din adolescență, astăzi geolog. Se întorsese de la gară, avea un rucsac, era prăfuit, era frumos, era bătut de vânt. Și l-am întrebat: ce mai faci? Și mi-a zis: ce să fac? Și m-am întors din Apuseni. Zic: ce faci tu acolo? Zice: păi eu sunt responsabil cu Apusenii de Sud. Și cum? Și da, zice, eu sunt responsabil cu Apusenii de Sud din punct de vedere geologic. Și atunci m-am întrebat: da, eu cu ce sunt responsabil? Da, zic, poate că sunt responsabil cu vârtejul limbii române din jurul orașului Ploiești, județului Prahova, din jurul orașului București, unde se face limba literară. Și am luat seama și am zis: sigur că așa este, că orice om este responsabil cu avuția națională a limbii, că noi toți suntem responsabili și cu avutul nostru, atât limba care ne ține pe toți, cât și pământul care ne ține pe toți, acest pământ al nostru. Dar că am făcut numai o metaforă și că m-am jucat puțin, nu mi-am dat foarte serios răspunsul. Și că profunda responsabilitate e mult mai discretă. E vorba despre responsabilitatea morală, profundă, adâncă, umană,
pe care fiecare trebuie să o aibă pentru fiecare și care este principalul nostru avut național. Acest fapt, această responsabilitate morală, înțelegând prin frumusețea cântecului, frumusețea poeziei și prin zona estetică, cum o numesc filozofii, zona estetică capă o culme a zonei morale, adică a zonei etice, deci frumosul, noi îl înțelegem ca pe o culminație a eticului, a moralului, deci ca să asigurăm frumusețe sufletească, noi trebuie în primul rând să-i asigurăm baza ei morală, care este de natură discretă, de natură lucrătoare, muncitoare, zi de zi, discretă, tandră și continuă. Nu l-am cunoscut, l-am văzut la casa aceea de pe Calea Victoriei a scriitorilor, e o casă. Casa Monteoru. Așa, Casa Monteoru, da. Nu l-am văzut decât o singură dată. Mie mi s-a părut atunci, cum mi se pare și acum, foarte înalt, foarte frumos, impozant. Dintr-o dată parcă avea ceva, răspândea o aură. În orice caz, asta era parcă intangibil. Eu cel puțin așa l-am perceput atunci și acum cu ochii de acum îmi dau seama că așa era. Avea o aură. A vorbit despre patrie este o cinste pentru orice om. E și foarte greu și foarte ușor să vorbești despre patrie, pentru că ea nu este numai una de pământ, ci este și una de sentimente. Și ideea de patrie, sentimentul de patrie, ca și pământul patriei, nu sunt niște lucruri particulare, nu sunt niște lucruri individuale, sunt niște lucruri colective. Deci, sentimentul de patrie este un sentiment colectiv. Și dacă am face o comparație zicând că scâncetul pruncilor este exact ca piscurile munților Carpați către stele, că râsul pruncilor al copiilor este ca alergarea ploilor pe câmpiile noastre, că alergarea pruncilor este și tropăitul lor este aidoma râurilor noastre, am putea spune că patria este cel mai iubit copil al nostru, este copilul nostru colectiv. Ministerul de Interne, Departamentul Securității Statului, Direcția 1, 14 august 1979, notă privind pe poetul Nichita Stănescu. Până în prezent i-au apărut peste 15 volume de poezii apreciate de critica literară, dintre care două în ultimul an, fiind considerat cel mai mare poet român în viață. În privința poziției sale politice, se remarcă faptul că este un poet patriot, dar în unele situații determinate de nemulțumiri personale, face unele afirmații necorespunzătoare. Foarte sensibil la critica literară, în ultimul an este nemulțumit de unele cronici negative apărute în România Literară, Nicolae Manolescu și Ramuri Marin Sorescu. El consideră aceste aprecieri negative ca fiind rezultatul atitudinii sale în apărarea lui Eugen Barbu în cazul Incognito 3. Cred că criticii trebuie foarte menajați pentru că sunt extrem de fragili în mentalitatea lor copilărească. E momentul în care ei trebuie să fie mai puțin atacați și să-i lăsăm numai pe ei să atace, pentru că și altceva mai bun de făcut nu au. În mai 1972 a avut loc la București o conferință națională a scriitorilor. Cu un an în urmă se adoptaseră așa numitele teze din iulie de către regimul comunist din România, iar pentru scriitori situația era neclară și tensionată. Se sfârșise perioada de dezgheț cultural în care Nichita debutase și confirmase ca poet. Dacă ar trebui să-mi înșir cărțile, ar trebui să-mi aduc aminte iarăși de prima carte, de Paul Georgescu, de minunatul Paul Georgescu, care a avut atâta încredere în talentul meu încât m-a luat să lucrez la Gazeta Literară. De Dumitru Micu, care a avut încredere în talentul meu în acea perioadă,
și de Ioanichi Olteanu, cel care m-a debutat. Pentru fiecare dintre ei ar trebui să facă o gesticulație intelectuală nemaipomenită. Eu cred că nu i-a venit vremea acestei gesticulații, sau poate că încă acești minunați colegi, acești minunați scriitori care m-au ajutat să fiu eu însumi scriitor, mă emoționează și îmi întrerup întrucâtva sensul unui omagiu obișnuit, repede. Sunt gesturi care nu se pot plăti. La conferința din 1972 fusese reales ca președinte al Uniunii Scriitorilor Zaharia Stancu. Securitatea își făcea temele și sonda starea de spirit a grupurilor literare. Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi până la urmă, sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patimile noastre, urile și adversitățile noastre. Din lectura celor 50 de volume rezervate creației literare, aflate în arhiva CNSAS, se observă că rivalitățile specifice Breslei scriitoricești au fost consemnate de către instituția care încarna vigilența ochilor și urechilor poporului. Aceste rivalități au fost abil folosite pentru a semăna discordie, frustrări și resentimente între grupurile de influență literară din epocă. Părerea lui Nichita Stănescu era foarte importantă pentru Securitate, mai ales că îi se decernase premiul Herder și era propus pentru Nobel. L-au căutat și din punct de vedere politic și din punct de vedere poliție politică. Nu l-au putut depista. Nichita a fost un tip sincer și drept și mai mult a fost de o calitate umană care îi depășea pe ei. Nu putea de fiecare dată să-l surprindă cu ceva. Poetul, ca și soldatul, nu are viață personală. Viața lui personală este praf și pulbere. Poetul e ca și timpul. Mai repede sau mai încet, mai mincinos sau mai adevărat. Nu puneți niciodată mâna pe poet. Și nici nu merită să puneți mâna pe el. Poetul, ca și soldatul, nu are viață personală. În arhiva de la CNSAS se găsesc și două rapoarte despre existența societății internaționale filantropice în vederea renașterii femeii prin artă, prescurtat SIRFA, din care făcea parte și Nichita Stănescu. Pentru pictorul Mihai Bandac, președintele acestei societăți, un joc intelectual care viza umorul și buna dispoziție s-a transformat în dramă și tragedie. Domnul Mihai Bandac mi l-a prezentat pe Nichita. Te văd, ficior fain, am văzut cum stau gagicile în jurul tău. Ascultă ce spun. Uite ce am fondat noi. Ce societatea internațională de reabilitare sau recuperare, dar noi zicem reabilitare a femeilor prin artă. Domnule, ai de grijă. Ai o misiune. Domnule, nimic nu se întâmplă fără să le faci, domnule, puțină poezie. Domnule. Trebuie educate, domnule. Nu le lăsăm așa la voia întâmplării. Și păi aici nu facem sport, domnule. Facem moment înălțător. Și dacă nu facem chestia asta, cum ne deosebim noi de iepuri, de câini și de alte chestii? De la început mi-a spus asta. De fiecare dată când ne întâlneam, aveam momentul de glume, de bancuri, de... Pentru că vrând nevrând am rezistat datorită acestui haz de anecazul, de a râsul plânsul. Prietenia dintre Nichita Stănescu și Mihai Bandac a fost una din cele mai cunoscute în veacul din urmă. Cele două personalități ale culturii noastre
aveau afinități comune pentru literatură, arte, melosul tradițional și mai ales pentru un mod de a fi și de a trăi în lume, cultivând frumosul și grația. Nichita Stănescu a apreciat creația artistică a lui Mihai Bandac și a participat la mai multe manifestări culturale inițiate de pictorul anotimpurilor românești. O cunoaștere mai profundă între noi doi s-a petrecut la Cluj, la spre sfârșitul anilor 70, când la inițiativa pictorului Bandac a avut loc la Cluj o săptămână culturală cu deschiderea unei galerii unde Bandac exponea, dar și invitația către Nichita Stănescu de partea universității, ca și a mea din aceeași parte. Și am avut o după masă cu totul încântătoare împreună, am mâncat împreună, am stat împreună, am fost foarte fericit. Mi-a declarat o prietenie veșnică, cum făcea el, bătrâne, a spus, vei fi prietenul meu, cum spunea. Iar dimineața în hotel, pe la ora 4, a sunat telefonul, m-am trezit, era Nichita la telefon din altă cameră, spunându-mi, bătrâne, ți-am scris o piesă de teatru care să o joci. În noaptea asta n-am dormit și ți-am scris o piesă. Ce piesă ai scris, Nichita? Titlul piesei pe care ți-o citesc la telefon este, piesa se numește Caramitru. Și mi-a citit un soi de eseu al lui, scris în noaptea aia, în semn de prietenie. Nichita Stănescu, Cluj, noiembrie 1980. Se dedică lui Mihai Bandac. Margine de pădure. Pe aici nici lupii n-au curaj să scoată botul către câmp. Eu am venit ca un mesaj, domnița mea, cu chip. O umbră mi-a fost dat el, domnul, acestei țări de la câmpie, deși nu e liliachie, sub ramură mi-a spus s-o pun. Că poate când foșnești de duhul al aerului revărsat, te mai gândești și tu la bunul și câmpinosul tău de împărat. De la Lucian încoace, n-am mai văzut o pensulație a peisajului ca la pictorul Mihai Bandac. El este cel mai mare colorist român la această oră, care s-ar putea să fie eternă. Domnul Bandac era profesor la arta machiajului. Eram în anul 4 și știu că ne țineam cursurile la Casandra și la un moment dat ne-a spus veniți la mine la atelier să-l întâlnim pe Nichita, că-l chem pe Nichita. Și mie mi s-a părut așa un lucru de domeniul fantasticului, cum puteam eu să-l întâlnesc pe Nichita Stănescu, pentru care, mă rog, aveam o admirație enormă și cu mare emoție, nici nu credeam că se va întâmpla lucrul ăsta. Dar ne-am dus acolo, marea noastră grupă, și într-adevăr, Nichita era acolo. Nichita cu Dora. Erau acolo. Și ce pot să zic acum, întorcându-mă la momentul ăla, la care m-am mai întors, pentru că de fiecare dată când mă uit în bibliotecă sau când citesc niște rânduri ale lui Nichita, am zis, domnule, ce șansă extraordinară am avut să-l întâlnesc și să simt așa cum era. Țin minte doi ochi albaștri enormi, mi s-a părut că nu mai există ochi albaștri așa ca cei ai lui Nichita. Și țin minte că asta a fost senzația mea, că parcă nu vorbea cu vorbe, vorbea cu poezie. Deci nu vorbea poetiza, dacă pot să spun așa. Deci totul era în și era
continuu cumva, adică am avut senzația că el creează continuu. Bandac picta sau stătea nu, și... Nu, Bandac stătea și el și se uita la Nikita și Nikita și îl admira. Și știu că am văzut-o pe Dora că a început să scrie și scria și de fapt ea a scris cam tot timpul și după aia am realizat că de fapt el scria poezii, el crea poezii și ea îi le scria, le așternea pe hârtie. Nu de mult l-am întâlnit pe domnul Bandac și i-am spus, trebuie să vă fac o mărturisire și acum țin minte și este foarte vie în mine acea seară din atelierul de pe Eforie. Și sigur că i-am văzut, asociat acest episod și cu tablourile, picturile domnului Bandac, care erau foarte impresionante, adică pentru mine toate culorile alea și de pastel și toate peisajele pe care le picta au căzut foarte artistic, să zic. Limba română este o limbă profund vie, care depășește cu mult orice încercare de a fi oprită într-un stadiu al ei, chiar dacă acesta se numește gramatica Academiei, sau chiar dacă acest stadiu, să zicem, se numește Eminescu. Ea însă se odihnește în câte un poet un timp. A fost poate cel mai mult în cazul eminescian, dar pleacă mai departe, pentru că nu putem identifica limba unui poet cu ansamblul limbii în care scrie. Să vedeți cum îmi imaginez că s-ar putea face o lecție cu elevii despre poezie, cu elevii de clasa 10-a, să zicem, când e vârsta cea mai deschisă către poezie și când foarte mult depinde și de arta pedagogică a profesorului pentru a-i face să îndrăgostească de această zonă minunată care este poezia. Aș rezerva lecția de poezie ca pe ultima lecție a anului școlar. Mai întâi aș preda poeții cu diferite poezii ale lor, mari prozatori cu diferitele cărți, aș respecta programa analitică, dar aș învia-o puțin prin expresie vie. Și la capătul anului școlar, aș spune așa, uite-mă copii, zic să vă spun ce mi s-a întâmplat ieri. Zic, ieri când mergeam pe tren, seara târziu, pe o cursă chefere, am văzut o femeie dormind lângă o cană de apă. Era atât de frumoasă și atât de mândră și atât de sigură de sine acea femeie care dormea lângă o cană de apă, încât brusc mi-a părut foarte rău că nu sunt compozitor ca să pot să spun cântecul care îl strânea în mine prezența ei liniștitoare și frumoasă. Mi-a părut foarte rău că nu sunt pictor ca să pot să desenez aerul frumos care o înconjura pe această femeie care dormea lângă o cană cu apă. Mi-a părut rău că nu sunt atât de bun poet încât să pot exprima sentimentele de frumusețe pe care mi le-a stârnit această femeie dormind lângă o cană de apă pe un tren noaptea pe o cursă chefere. După ce aș termina cu această povestire, aș închide catalogul, semn că anul școlar s-a terminat, le-aș ura elevilor vacanță plăcută și aș pleca foarte iute din clasă ca nu cumva ei, privindu-mă prea mult pe mine, să uite lecția despre poezie. Când a primit coroana atunci de aur de la Struga și când i-au pus coroana și când s-a întors cu spatele către biserică, către toți care erau în biserică și s-a proptit de ușile altarului, toți disperați, că după toate nopțile alea, probabil se face rău, se întâmplă ceva. A fost o liniște nebună. Toți disperați, că cine știe ce moment rușinos se va întâmpla, el s-a întors ca un înger. A zis, iertați-mă, am vrut să vă arăt cum îmi cresc arii.
Doamne, după toate momentele astea și după toate celelalte povești pe care le-am auzit, unele le-am trăit, altele nu. Când au mers la Tamaș, la Timișoara și i-au arestat pe toți și i-au dus să bată pas de defilare și după aia Tamaș, după ce și-a bătut joc de toți, când i-a dus într-un loc unde erau toate bunătățile pământului și Tamaș, care prezida masa, Nichita s-a uitat la ei, la ei, îți arest Tamaș. Ei, după toate nebuniile astea, a fost nunta aia unde a trebuit să se ducă la Turnu Severin. Unde a trebuit să stea naș, era răcit, era... Crezi că era nuntă cu repetiții. Da, da, exact, știm cu toții. Și știm bine, personajul după aia a avut alte recidive. Vorbesc de personajul feminin. Aia i-a pus capac. Aia i-a pus capac. Eu n-am fost când s-a stins, dar am vorbit între noi, prietenii, ce înseamnă piazarea. Dacă aș fi fost erou în antichitate, aș fi disprețuit poezia și aș fi fost etern îndrăgostit de toți dușmanii mei morți de mâna mea în luptă directă. Aș fi călcat în picioare de ciudă Odiseea și Iliada, după care aș fi dat ordin copiștilor să umple toate bibliotecile cu sulurile lor. Mi-ar fi plăcut cei care mă urăsc lăudându-mă și m-ar fi scârbit fără măsură prietenii care mă critică cinstit. M-aș fi uitat la femeile frumoase cu mai puțin interes decât la un mâner de sabie. Iar în timpul liber l-aș fi ascultat uluit pe Socrate, după care l-aș fi ucis fără niciun resentiment, ca să vadă cum urlă filosofia în fața puterii. Dici colo aș fi plâns, mai mult pentru a fi văzut decât din tristețe. M-aș fi uitat la cer cu ură și la perș cu dragostea și foamea cu care aștept o hrană aleasă. În fine, aș fi fost zeu și extrem de mirat când m-ar fi atins o săgeată. Aș fi trăit cu grăbire și aș fi murit în picioare ca să fiu cât mai aproape de teritoriul promis deasupra mea. Aș fi vorbit din când în când, dar asta numai din mirarea că nu sunt înțeles prin încruntătura ochilor. La mese aș fi acceptat cântecul ca pe o servitoare a ecoului. Aș fi ars tot ce a fost înapoi a mea, ca să nu existe întoarcere. Aș fi avut aproximativ aceeași părere despre un cârd de șoim ca și despre o falangă. Aș fi încercat o coroană, două, trei, după care din plictis aș fi făcut din secături regi, ca să nu mă plictisească prea mult cu prezența lor. Din toate acestea însă, la plictis erotic, aș fi considerat femeia un animal colectiv, după care le-aș fi dăruit cu bucata soldaților, care ar fi fost singura mea legătură cu cetățile arse din spate. M-aș fi îngropat cu o mână în afară, cerând să defileze falanga prin fața ei, ca să vadă că împăratul nu a luat nimic cu el în mormânt. Aș fi murit scuipând pe Homer și sărutând sandaua lui Zeus. Lecția despre cerc. Se desenează pe nisip un cerc, după care se taie în două. Cu același băț de alun se taie în două. După aceea se cade în genunchi, după aceea se cade în brânci, după aceea se izbește cu fruntea nisipul și îi se cere iertare cercului. Atât. Asta e lecția despre cerc a lui Nichita. Revelația este acel salt instantaneu și lucid care pune în echilibru adevărul interior cu cel obiectiv. Ea nu are timp, nu are spațiu. Ea e simultană cu începutul și sfârșitul timpului și simultană cu orice punct din univers. Ca ea să se producă, trebuie mai întâi să se înalțe pe îndelete eșafodul, să se lustruiască butucul, să vină călăul îmbrăcat în cagulă și cu o singură lovitură de bardă să reteze gâtul lung și inconștient al prostiei care ține legată steaua de celelalte stele. Este foarte periculos să stai în prezența unui asemenea om. Îmi amintesc o frază dintr-o scrisoare pe care un preot catolic, fei, duhovnicului Scott Fitzgerald, i-a adresat-o acestuia. Fiule, ai grijă și nu iubi fără să crezi în Dumnezeu, fiindcă vei vedea că de îndată vei începe să semeni cu omul pe care îl iubești. Cred că, din nou, o bună morală și credința în Dumnezeu m-a ajutat să nu deraiez, să nu deviez comportamental în prezența părintelui meu spiritual, care era o cosmică desfășurare de forță.
continuă. Cum mă pot elibera de Nikita? Nu vreau să mă eliberez de Nikita. Este un canon care mi ordonează viața, îndeplinătatea căreia mă simt foarte liber și foarte fericit. Îl visez rare ori, fiindcă îl simt în permanență aproape. Și nu mi-e dor de dânsul pentru că nu se depărtează niciodată. Dacă nu m-ar fi însoțit de-a lungul scrierii atâtor cărți pe care le-am încercat, n-aș fi supraviețuit și n-aș fi ajuns niciodată eu însumi. Am ajuns eu însumi fiindcă Nikita așa m-a format. Primul principiu al școlii de la București pe care a fondat-o era fiecare un altul. N-a vrut să fiu ca dânsul, a vrut să fiu ca mine. Și m-a ajutat să eliberez sinele meu profund în actul de creație. Din punctul de vedere al vieții, moartea este umbra ei. Eu nu am îngropat și niciodată nu voi îngropa pe cineva. Dacă fiii mei spirituali vor fi mândri de mine, nici ei măcar nu mă vor îngropa, ci mă vor ține treaz în spiritul lor. O subțiam, strângând-o cu brațul drept de coapsa mea. Cădeam cu respirarea peste ea. O adumbream cu umbra vorbei ce era. Pe toată eu o albă stream, până ce steaua cea cu raze ne-a găsit pe jumătate oameni, jumătate mit. Ea era frumoasă ca umbra unei idei, a piele de copil mirosea spinarea ei, a piatră proaspăt spartă, a strigăt dintr-o lume moartă. Ea n-avea greutate ca respirare, râzândă, plângândă, cu ochi mari. Ea era sărată ca sarea, râvnită la mese de barbari. Ea era frumoasă ca umbra unui gând între ape. Numai ea era pământ. Amintirile mele nu au nimic asemuitor cu un cimitir. Ele sunt o golgotă, câteva cuie, un lemn bătut în pieziș, un adolescent acolo, două, trei femei plângând și un puști pierind din vedere îngrozit de natura lucrurilor. Vrei să trăiești numai pentru mine? Și singur? Și fără umbră? Cum fără umbră este cifra 1? Da. Dar tu ești dus. Tu ești uneori a idoma animalelor de câmp. Da, uneori sunt a idoma animalelor de câmp. Teatrul ca inițiere este un lucru pe care Nikita l-a, nu știu dacă cât l-a descoperit, dar l-a simțit foarte bine. Era un om de teatru pentru că știa să joace rolurile scenei. Scena nu este a cuiva. E prezența cuiva, dar e prezența tuturor în același timp. Și anume este jocul scenic care transcende individul și îl face să treacă în specie, în specia de individ ca specia nimănui, în cadrul căruia individul uman, Nikita sau altul, ajunge să fie specia umană în ce are ea mai specific, adică în individul revelat.
Era prin 87 când am făcut recital din Nikita. Lecția de zbor se numea. Și l-am făcut la Costinești. M-am dus, numai eu știu cum, domne, și i-am convins pe toți diriguitorii de atunci care erau. Era în perioadă comunistă, știm bine, iar Nicu superviza el însuși ce se întâmplă la Costinești. Ei bine, am primit aprobare să fac la miezul nopții recital lecția de zbor din Nikita Stănescu la miezul nopții, pentru că am spus Nikita a descântat altfel decât toți cuvântul și că trebuie să fie momentul de vrajă de la miezul nopții. Victoraș, băiatul cât lionțat și blond din curtea blocului meu, mi-a cerut să scriu o povestire pentru el. Iată că m-am executat. Povestirea se numește Libelula și Marțianul. O libelulă zburând nătângă întâlni un marțian și spuse: tu ești marțian, marțianule? Marțianul îi răspunse: eu sunt marțian, libelulă. Hai să ne căsătorim, îi spuse libelula, căci ești frumos, marțianule. Hai să ne căsătorim, îi spuse marțianul, căci ești frumoasă, libelulă. Să ne căsătorim din dragoste, i-a spus libelula. Să ne căsătorim din dragoste, i-a răspuns libelulul, căci am uitat să vă spun, dragi copii, că din amor de libelulă, marțianul se transformase între timp într-un libelul. Din interviurile lui Nikita, din textele în proză, am făcut un fel de pregătire, o maieutică, o intrare în lumea poeziei pe care oamenii ăștia să o înțeleagă, am zis eu. Domnule, și m-am trezit la miezul nopții, s-a adunat tot Costinești. Mii de oameni, toți au venit. Și m-am cățărat pe un stâlp și m-am făcut o cruce mare și am zis: Nikita, iată, ești răzbunat. Ah, voi care vă cutremurați auzind exclamarea El Dorado, El Dorado. Ah, voi care vă cutremurați de emoție când auziți exclamarea Torero, Torero. Ah, voi care vă cutremurați în exclamare Estramadura, Estramadura. Ah, voi care vă spune totul un nume, Plaspigal, Plaspigal. Sau altul, Sena, Sena, Sena. Ah, voi, de mine atâta pot să vă spun. Aici șezum și plânsem.